Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârșim de la Domnul să cerem. Și creștinezi vieții noastre fără durere neînfrântat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căra Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pașei tuturor. Și Domnului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Acum și pururea și-n vecii vecilor.